Salutare prieteni și bun venit la un nou episod din 18 roți de oțel Pedal of Metal. Voi avea o cursă până în Albecuecuela, iar m-am curcat la nume, în fine. Așa, de începând de seara asta sau, da, sau mâine dimineață, sau de mâine chiar, o să mai fac și niște gameplay-uri cu niște jocuri din PlayStation 2. Voi începe cu Wrestling 2011. Ai, frate, mișcați-vă că să schimb. L-am luat pe ăsta. Trebuie să mă mut pe banda asta, că ăsta nu mai pleacă de aici. Ce să fac, frate? Fac o serie mare de Wrestling 2011, că, na, sunt atâtea episoade. O iau și-o așa, anapo, da? Yo! Așa e când mergi tu aiurea. Trebuia să mă duc pe banda asta, în fine, mă fac așa. Da, da. Alte semafoare. Mă duc la benzinărie să bag niște motorină, adică nu. Ca să fiu sigur. Ah, nu mi-a trebuit prea mult, dar mai bine să fiu sigur. Dacă nu mă înșel, cred că am șters din greșeală un episod din calculator. Să mă uit dacă îl mai am. Adică nu l-am șters. L-am pus pe YouTube. Acum mi-am adus aminte. Cursa nu este lungă. Asta e bine. Să văd și următoarea cursă. Dacă este micuță, fac două episoade în seara asta. Bine, dar le pun în zile diferite. Sau le pun în acea zi, să văd. Mai mă gândesc. La mine niciodată nu e nimic sigur. Cum îmi pică mie pe creier atunci, și atunci așa fac. Pe moment.
Bă, dar niciun camion prin apropiere, nimic, n-am mai văzut de mult. Doar în anumită vreme, nu de mult, așa. Să fac și o poză mai ca lumea, așa. Uhu. Unde mă duc? Da, cred că ia fac eu două transporturi în clipul ăsta. M-am gândit. Mai bine fac așa, da? Adică aici se apropie o aglomerație, sunt mașini. Semafoare, chestii, trestii, hu. Treci-o pe galben. Unde te oprești, mă? Bă, dar ce nașpa să băgă ăla cu mașina într-o parte. Da, ce pui să prin viteză ca lumea cap. Aia, trec pe roșu, asta este. Dar unde e poliția? Până acum nu... S-a fi dezactivat eu din greșeală chestia cu poliția? Ia să mă uit eu în setări. Când voi termina clipul. Bă, da... Ce noroc am avut. Bă, și n-am o viteză multă, dar nu e, sunt frânele bune. Să le ia n-am. Ok, o să pun pauză până îmi vine următorul transport. Și revin după. Nu, hai că mi-a venit un nou transport. Așa, e cursa scurtă. Hai că o fac și pe asta. În Oklahoma City trebuie să mă duc. Acum transport bere. Bere e o plăcere. Dacă urc pe podul ăsta, fac o poză, că ăsta e mișto. Ce nu are?
în fine, hai că mi-ai făcut și accident pe lângă asta. Ce fa, mă, mă îmbură? Oh. Uite-te și tu. N-am luat-o bine. Să vezi să și să nu crezi. Ah, ba da, pe aici trebuia să o iau, să... Dar nu puteam să întorc. Da. Mi-a plăcut să o iau pe pod, ce vrei? Să mai ocolesc. Uite, cât ocoliu așa, aiurea, că puteam să întorc aici, așa, jap. Mă întorc înapoi și asta era toată treaba. Da, mi-a sunat telefonul, m-a sunat cineva și trebuie să răspund. Așa, ce să ne... Să mai încep o serie, adică o serie, v-am spus, cred că găsesc în 2011, dacă nu, să vă pe calculator ceva ce joc. Da, în afară de Wrestling 2011, că ăla e mai ușor de filmat, o să mai fac și altceva, probabil. Mamă, ce greu trage la diavol. Ce-mi place în jocul ăsta, în afară că... Adică, ce-mi place în afară... Zic că singure chestii care îmi plac în jocul ăsta sunt mărfurile care le transport cu timpul, să vedeți, cu dinozauri, avioane, tankuri, ba, parcă și tankuri sunt... Dar și peisajele unele sunt super tare, dar numai când o face mai încolo, când voi ajunge și în alte părți să vedeți ce peisaje și peisaje. Așa. Munții ăia cu muși pe munte, frumos. Ca pe Transfăgărășan sunt unii. Sunt belea. Mi-a plăcut jocul, dar mă enervează, na, ăsta, frânele astea. Dar oricum o să continui jocul, nu e nicio problemă, nu mă opresc. Postez aproape în fiecare zi, aproape nu în fiecare zi, sau chiar și în fiecare zi, depinde de timpul care l-am. Mă, ce să fac, mă? Fac o ilegalitate, îmi pare rău, puteți să mă înjurați, dar nu... Păi nu-ți dai seama cât o colesc eu acum, după aia, dacă fac, merg normal. Bine că nu veniți. Mă dădeam la o parte, da? Totuși. Hop. Uite așa. Bă, dar tocmai acum. Îmi pare rău. Am luat-o rău.
Of 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 of. Bine, papa, eu că o să ziceți cu timpul când o să vedeți clipurile astea că ce, nu respecti regulile de circulație și este. În jocul ăsta, credeți-mă, nu e ca Euro Truck Simulator 2 ca să poți să le respecti pe toate, chiar nu mergi. Adică mergi, dar foarte, foarte greu. Ce să faci cu frânele alea? Stai să ocolesc atât, să faci și atât. Este. Adică nu e de ocolit. Frânele mai ales, astea mă încurcă, e nasol. Nasol rău. Nasol e rău. Nasol rău. Acum să mă opresc. Uitați și, uita și voi că pun frână ca să opresc și o limită la limită. A, să văd că eu n-am semafor aici. Mai bine. Ce mă, ho, că tot acolo ajung. Luat GPS-ul aiurea, razna. Intru prin tunel. La aeroport. Da, mesaj. Am o oaie, capră, cine aibă e. La sonerie. Aoleu, uitându-mă la telefon. Ma. Mai, 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 mai. Ce înghesui ale aici? Te duci, tatu, te, te duci. Bun, și acesta a fost episodul. La revedere!